Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal. Liberalii fac un pas înapoi și dau semne că ar primi USR-ul din nou la guvernare. Asta chiar dacă, cu doar câteva ore înainte, Florin Cîțu anunța suscitare că oamenii lui Dacian Cioloș ar trebui să aibă o perioadă de penitență până pe la primăvară. Însă, după o discuție avută aseară cu președintele Klaus Iohannis, șeful PNL s-a răzgândit. Detalii despre frământările liberalilor ne aduce chiar acum Gabriela Mihai. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm! Bun găsit. Aseară ar fi avut loc o întâlnire între președintele României Klaus Iohannis, președintele Partidului Național Liberal Florin Cîțu și premierul desemnat Nicolae Ciucă. O întâlnire în care șeful statului le-ar fi comunicat celor doi lideri să flexibilizeze mandatul astfel încât premierul desemnat Nicolae Ciucă să poată să reușească să adune o majoritate. Însă urmează ca o eventuală decizie să fie luată într-o ședință a Biroului Politic Național din cadrul Partidului Național Liberal, o ședință care ar putea avea loc astăzi, însă nu este clar dacă totuși va avea sau nu loc în contextul în care până acum nu a fost convocată această ședință și vom vedea dacă până la urmă va exista această flexibilizare a mandatului astfel încât ulterior să existe negocieri cu cei din USR. Și-ar dori cei din USR să revină la guvernare, însă au mai multe condiții și am văzut că până acum liderul Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, nu a dat semne că și-ar dori ca la guvernare să fie în continuare vorba despre o coaliție cu cei din USR, cu atât mai mult cu cât aceștia am văzut că au votat acea moțiune de cenzură depusă de social-democrați, prin care executivul Cîțu a căzut. Așadar, o să fie foarte greu de negociat. Am văzut că ieri a avut loc o discuție între premierul desemnat Nicolae Ciucă și liderul USR Dacian Cioloș, însă rămâne de văzut până la urmă ce decizie se va lua la vârful Partidului Național Liberal, dacă va exista până la urmă această flexibilizare a mandatului pentru a avea loc noi discuții cu cei din USR, astfel încât guvernul propus de premierul desemnat Nicolae Ciucă să strângă o majoritate. Până la urmă, Nicolae Ciucă are timp până la finalul acestei săptămâni să reușească să formeze guvernul și să primească un vot în plenul reunit al Parlamentului României. Gabi, mulțumim pentru informații, iar în timp ce liberalii îi cheamă la guvernare din nou pe useriști, aceștia nu cedează așa ușor și vin cu cerințe. Între acestea, PNL să închidă ușa PSD-ului. Ce planuri au cei de la USR, ne spune Gabriela Del Pupo. Bună dimineața, Gabi! Bun găsit! Dacian Cioloș a declarat că într-adevăr a avut loc această discuție în care au fost întrebați în ce condiții ar reface coaliția care a fost până acum și are patru condiții. Dacian Cioloș vorbește despre un program de reforme foarte bine conturat, bugetul pe 2022 agreat în coaliție, de asemenea un protocol care să fie respectat pentru a evita situațiile din trecut în care miniștrii care făceau parte din USR Plus au fost remaniați și, bineînțeles, aceleași ministere pe care le-au avut când au fost negociate portofoliile la începutul anului. Acestea sunt condițiile pe care le pun cei de la USR Plus, pe lângă faptul că orice discuție cu cei de la Partidul Social Democrat ar trebui evitată de cei de la PNL dacă vor să refacă această coaliție. Au mai spus Dacian Cioloș că nu agrează situația în care va fi votat un guvern minoritar, pentru că este exact același lucru pe care l-au propus cei de la USR prin cabinetul Cioloș și dacă în Parlament nu a fost votat acest guvern minoritar, cei de la USR nu vor vota un alt guvern minoritar format din cei de la PNL și UDMR. Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR, a declarat că PNL și președintele Klaus Iohannis trebuie să aleagă cât mai rapid între USR și PSD. PNL trebuie să aleagă repede ori PSD, ori USR, PNL și Klaus Iohannis, pentru că nu există altă variantă. Guvernarea e pe voturi în Parlament, nu pe dorințe sau pe încordat de mușchi și pe certat pe unii sau pe alții
la televizor, e pe voturi. Și voturile care pot veni sunt ori de la USR, ori de la PSD. Trebuie să se hotărască că au aruncat toată țara asta în haos. Moșteanu a mai dat de înțeles că liberalii nu sunt tocmai în situația de a emite pretenții, dat fiind că au doar 26% în Parlament, iar eventuale discuții pentru refacerea coaliției nu vor avea loc până când PNL nu va închide ușa PSD-ului. Un partid care are 26% nu poate decide sau crede că poate decide sau are un drept divin de a forma guvernul. Ei bine, nu are. Trebuie să se hotărască și repede. De azi, mâine, poimâine, să se ducă, ori se duc cu PSD, ori să așează la masă. Dar pentru asta trebuie să se hotărască, să-și dea deciziile de care au nevoie alea pe care le tot succesc de la o zi la alta și să spună, noi închidem, PNL trebuie să spună, închidem ușa PSD ca să discutăm despre refacerea coaliției. De cealaltă parte, Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, a declarat că nu este foarte simplu să se refacă fosta coaliție de guvernare, având în vedere tot ceea ce s-a întâmplat între liberali și USR în ultima perioadă. Partidul Național Liberal, care este perfect coordonat cu domnul Ciucă, domnul Ciucă este vicepreședinte al Partidului Național Liberal, își dorește să găsim o soluție pentru ca România să aibă un guvern stabil, un guvern care să nu fie interimar. Credem că cea mai potrivită variantă ar fi fost un guvern minoritar până se termina această criză, de câteva luni, până în primăvară, pe cel puțin, cu PNL-UDMR. Și, evident, ar fi putut fi votat cu anumite condiții legate de program, cu anumite discuții care se pot face, de oricare alt partid din Parlamentul României, evident, nu discutăm de aur. Eurodeputatul s-a arătat sceptic în legătură cu șansele ca un guvern minoritar să rămână în funcție până la următoarele alegeri parlamentare programate în 2024. Este evident că un guvern minoritar nu poate rămâne timp de 3 ani de zile într-o astfel de situație. Este clar că partidele în opoziție sunt obligate la presiunea propriilor activiști, televiziunilor, situației. Evident că situația e dificilă. Întotdeauna lucrurile pot fi făcute mai bine, să depună moțiuni de cenzură. Un guvern care nu are asumat o majoritate în Parlament este în bătaia puștii și orice moțiune de cenzură îl poate doborâ. Între timp, prin vocea lui Alexandru Rafila, PSD dă semne că și-ar dori să prindă niște locuri într-un guvern făcut de Nicolae Ciucă. Deputatul PSD a explicat că dacă i s-ar da Ministerul Sănătății pe mână, nu ar fi de ajuns. La socialdemocrație ar trebui să ajungă și finanțele. În mod evident, dacă ajunge, există o formulă politică care să aducă Partidul Social Democrat la guvernare, rămâne de văzut care va fi această formulă și, în mod evident, Partidul Social Democrat își va nominaliza reprezentanții la ministere. Asta e o decizie a Partidului Social Democrat și nu cred că are rost să facem speculații pe această temă. Deși nu a vrut să detalieze o posibilă numire a sa în funcția de ministru al sănătății, Alexandru Rafila spune că pe lângă sănătate, la PSD ar trebui să fie și finanțele. PSD nu poate să aibă doar Ministerul Sănătății într-un moment atât de greu, pentru că un minister al sănătății izolat al Partidului Social Democrat este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile. Gândiți-vă doar la faptul că e domnul Vulceanu, de exemplu, la Ministerul de Finanțe și lucrul ăsta spune tot. Ce spune? Îi spune clar că, în mod evident, Ministerul Sănătății ar fi boicotat în activitate prin acțiunea domnului Vulceanu, pentru că dânsul face parte din echipa câștigătoare, ori ei au câteva obiective extrem de clare, cred că pentru toată lumea în momentul de față, care țin mai mult de controlul finanțelor țării. Ar trebui să existe. Cum să rezolvi o criză, cum este pandemia, fără să ai acces la resursele necesare? Imagini de groază vin din curtea Spitalului Județean Arad. Zeci de ambulanțe pline cu pacienți stau la coadă în fața unității medicale. O imagine bine cunoscută de altfel în multe alte spitale din țară, care, după cum bine știm, nici nu mai au unde interna pacienții aflați în stare gravă. Și discutăm despre situația de la Arad cu doamna Lenuța Timiș, director medical la Spitalul Județean de Urgență Arad. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Bună dimineața! Care este mai exact situația la Spitalul Județean? Cât timp așteaptă ambulanțele să predea pacienții? Timpul maxim de așteptare, care nu se întâmplă chiar în fiecare zi, este undeva 2 ore, 2 ore jumătate. Se întâmplă aspectul acesta cam la 2-3 zile. De când vă confruntați cu această situație? Cu această situație ne confruntăm deja de mai bine de o lună de zile. Și
Ce soluții aveți? Cât timp mai reușiți să faceți față în acest ritm? Greu de spus cât o să mai putem să facem față, datorită faptului că personalul este deja supraobosit. Deja facem ture suplimentare tocmai să ajutăm colegii care intră din nou într-o turmă. Încercăm să găsim soluții, să triem pacienții. Am creat două zone de triaj, astfel încât cei cu forme ușoare să intre într-o altă direcție, să fie evaluați, să li se prescrie tratamentul și să rămână în monitorizarea medicului de familie. Iar formele moderate, formele severe și formele critice să rămână internate în spitalul județean. Luați în calcul totodată să renunțe colegii la concedii, eu știu, pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să poată face față acestui ritm de pacienți? Măsura suspendării concediilor de odihnă s-a aplicat deja de peste o săptămână. Colegii noștri au înțeles și cadrele medicale au înțeles nevoia de personal. Au renunțat o parte dintre ei la concediile de odihnă și s-au reîntors în activitate. Cum stați cu locurile în spital? Iată, spuneați că la 2-3 zile se întâmplă acest lucru. Înțeleg că mai sunt foarte puține locuri. În cazul în care nu veți mai avea deloc, vă gândiți să transferați pacienți și către alte unități medicale? Da, noi suntem deschiși, avem o listă deschisă în fiecare zi care se raportează către CJCCI, unde avem pacienți în caz că sunt alte unități sanitare care poate să îi preia. Încercăm acum să refacem o instalație de oxigen într-o secție de chirurgie, astfel încât să putem să mărim din nou capacitatea de internare a pacienților. Dar în prezent avem peste 400 de paturi alocate pentru pacienții pozitivi cu COVID. De ce așteaptă totuși pacienții până în ultima clipă să se prezinte la spital? Ce vă spun? Încă e această neîncredere, care ei nu cred în acest virus. 99% dintre pacienții care vin la spital sunt nevaccinați. Nu știu, încă e așa o... Chiar dacă văd la televizor toate problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate, pentru ei încă nu-i suficient. Pacienții care ajung în stare gravă și sunt nevaccinați, ce spun după ce vor fi externați, se vor vaccina? Avem pacienți cu care discutăm în momentul în care intrăm într-o zonă și și-au dat seama ce greu e să stai la un oxigen, ce greu e... efectiv spitalizarea pacienților cu COVID și marea majoritate ne spun că se vor duce și se vor vaccina. Acum totul depinde de ei. Noi facem tot ce putem. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal. A fost în direct alături de noi doamna Lenuța Timiș, director medical la Spitalul Județean de Urgență Arad. Mergem mai departe acum cu știrile. Reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății a fost în vizită la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, unde a avut o întâlnire cu cei din conducerea unității medicale pentru a verifica starea spitalului, condițiile în care sunt tratați pacienții și pentru a vedea care sunt nevoile medicilor și cum poate fi sprijinită instituția. Mai mult decât atât, specialistul OMS a ținut să felicite Guvernul României pentru noul set de restricții impuse. În contextul în care România este puternic afectată de valul 4 al pandemiei, Organizația Mondială a Sănătății efectuează vizite în unitățile medicale din țara noastră. Reprezentantul OMS, doctorul Heather Papowitz, a avut o întrevedere cu conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Ne bucurăm să avem vizita reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății, care doresc să vadă care este situația reală în teren și să analizăm împreună măsurile ce le putem lua pentru a ține sub control pandemia și sprijinul pe care Organizația Mondială a Sănătății îl poate oferi țării noastre. Vizita a avut ca scop verificarea condițiilor în care spitalul își desfășoară activitatea. De asemenea, specialistul OMS a vrut să identifice nevoile medicilor și cum anume poate Spitalul Victor Babeș să beneficieze de sprijin. Delegația OMS a ajuns la noi în spital, fiind interesați în principal de circuitul pacienților, de metode de diagnostic și de tratament și cum putem să fim mai proactivi ca să
stăpânim odată această pandemie, să începem să avem și o pantă de descreștere. Sperăm în ajutorul dânșilor și să vedem cum se va finaliza acest val 4. Pe lângă discuțiile avute cu reprezentanții unității medicale, Dr. Heather Popowitz a vrut să felicite guvernul României pentru noile restricții impuse, menite să contribuie la combaterea pandemiei. I'm here really to take a look at the situation out on the ground. So not just looking at data and the central level, but really what's happening out here. And with that, we can really best work together as a team to support the efforts. We really congratulate the government for making decisions to put in place strong measures. We know there's a lot of strain on the health system right now. And to really get the cases down and to keep people out of the hospital is critical. That is urgent right now. So this visit will be extremely important and will help to really formulate our decisions. Care au fost concluziile vizitei reprezentantului OMS la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara? Ne spune chiar acum managerul Cristian Oancea în direct cu noi prin Skype. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, care au fost concluziile vizitei reprezentantului OMS la dumneavoastră în unitate? Da, a fost o vizită binevenită. Vreau să vă spun că în cel puțin ultimele 8-9 luni am avut două vizite OMS la noi în unitate. Esența este că una este realitatea din birou și alta este realitatea de pe teren și ei au vrut să vadă realitatea de pe teren, în special de ce această presiune extraordinară se revarsă pe sistemul sanitar. Am discutat de la circuitul pacientului, de la metodele de diagnostic până la tratament și inclusiv de diseminarea acestor știri false, deci în afară de lupta COVID și lupta cu știrile false, cum putem să ne mobilizăm mai proactiv ca să combatem aceste fake news-uri și să stimulăm procesul de vaccinare. Ei au încercat să înțeleagă modalitatea de funcționare a sistemului sanitar la noi, cel puțin, și să vadă cum ne putem îmbunătăți și să găsesc în primul rând soluții, pentru a ridica presiunea uriașă care este pe noi acum, ținând cont că într-o lună jumătate, două luni, avem aproape 2 ani de zile de când suntem în această luptă. Ce măsuri propun reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății pentru a putea ține pandemia sub control? Ce ar consta sprijinul pe care OMS îl poate oferi? Da, în primul rând, întărirea măsurilor de prevenție și ați observat că guvernul a fost chiar felicitat pentru instituirea acestor măsuri. Aceste măsuri cred că trebuiau să vină cu vreo 2-3 săptămâni mai înainte, dar sunt bune și acum. În al doilea rând, măsuri de provaccinare, de a stimula comunicarea, a stimula diseminarea beneficiilor vaccinării. Deci se merge în principiu pe două paliere, ca să nu mai fie așa de mare încărcătura pe spitale, pe vaccinare și pe prevenirea de infecții. Și aici măsurile acestea de carantinare, măsurile acestea de instituirea certificatului verde, etc., aduc un plus beneficiu ca, virgulă, în 2-3 săptămâni să se observe, în special de către noi care suntem în prima linie, o descreștere a acestei intensități cu care ne confruntăm în ultima lună, cel puțin. La dumneavoastră, în spital, de ce ar mai fi nevoie? Ce ar trebui îmbunătățit acum? În acest moment suntem sufocați de numărul mare de pacienți. UPU-urile sunt pline, terapiile sunt pline. Într-adevăr, vedem o scădere a numărilor de pacienți care vin în triajul epidemiologic, dar această scădere încă este insignifiantă ca și încărcătură medicală pe actul medical. Sperăm ca, virgulă, să vedem o urmă de respiro în 2, maxim 3 săptămâni. Legat de acele măsuri propuse de reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății pentru a stopa pandemia, cam în cât timp ar putea fi ele implementate? Ei se mișcă destul de repede. Am înțeles că miercuri se reîntorc la București și concluziile vor fi chiar așternute pe masa guvernului, sperăm ca joi sau vineri, săptămâna aceasta. De săptămâna viitoare, dacă nu o să observăm că suntem pe pantă, să zicem, în fază de platou sau măcar o ușoară descreștere, cred că vor trebui impuse și alte măsuri. V-ați gândit cam la ce fel de măsuri, ce ar trebui totuși făcut? În primul rând, cred că trebuie o comunicare mult mai bună a noastră, a tuturor, în special a guvernului, pentru mesaje de vaccinare. Și aici ați observat că inclusiv în ultimul timp Biserica Ortodoxă se implică din ce în ce mai mult și le mulțumim pe această cale că au conștientizat beneficiile vaccinării. În al doilea rând,
cred că lumea trebuie să, e mult mai ușor să previți decât să ajungi într-un spital. Cred că lumea a înțeles modalitatea că nu se poate să săpăm la nesfârșit gropi în cimitire, să pierdem pe cei dragi. Deci credem că măsura de vaccinare este prima măsură și a doua măsură este prevenția. Această implementare a certificatului verde, iată, fără acest document, aproape că nu se mai poate merge mai pe nicăieri. În cât timp credeți că se vor vedea și, nu știu, se va vedea o scădere a numărului de cazuri datorată acestei măsuri impuse de guvern? În cel mult 2-3 săptămâni. Iar certificatul verde este un lucru benefic. Toți vorbim de drepturi, dar nimeni nu vorbește de obligații. Avem obligația ca cel de lângă noi să-l ținem sănătos, să-l menținem sănătos, să nu-l infectăm. Credem că certificatul verde este un beneficiu pentru a opri odată această pandemie, că dacă nu, nu o să mai oprim în vecii vecilor. Deci cu cât vom continua să tragem de ea, cu atât vor apărea mai multe mutații, vom infecta pe mai multă lume. Deci certificatul verde este un lucru benefic, nu trebuie să ne speriem de el, este un lucru normal care s-a impus în aproape toate țările civilizate și dacă vrem să fim parte a Europei Unite, trebuie să ne adaptăm și la acest lucru. Dar impunerea acestui certificat verde este suficientă sau ar fi fost mai bine totuși să se apeleze la un lockdown? Nu mai putem să avem lockdown pentru că uitați-vă economia ce șubredă este. Credem că impunerea certificatului verde cu dublată cu măsuri de testare masivă în rândul populației ca să izolăm acele cazuri, pentru că bine cunoscut faptul că și dacă ești vaccinat poți să faci o formă mai ușoară de boală și poți să răspândești boala. Deci credem că impunerea certificatului verde cu dublarea măsurilor de testare aduce un beneficiu. Nu cred, ci eu cel puțin, că un lockdown ar fi binevenit în aceste condiții. Domnule doctor Cristian Oancea, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste precizări. Continuăm acum știrile. Un haos întreg a fost cu restricțiile gândite de guvernanți pentru următoarele 30 de zile și încă mai sunt semne de întrebare, pentru că unele interdicții sunt ilogice. Cum ar fi la cinema avem voie cu certificat verde, iar pe stadion nu, respectând aceleași reguli. Noi am ajuns în această situație datorită acestor guvernanți și a politicilor pe care ei le-au avut până acum. Noi copiem în neștiri niște modele, adaptându-le bătrânește la un context politic românesc care nu are nicio legătură cu COVID-ul. Și în ciuda acestui haos, sociologii încă mai caută explicații pentru care noile reguli au fost implementate pe alese. Discriminările de genul, acolo ai voie, acolo nu ai voie, unii oameni au voie, alții nu au voie, sunt evident la baza unor măsuri care vor sta la baza unor efecte negative în timp mult, mult mai grave decât povestea cu coronavirus. Dacă studiești științific, atunci absolut toată lumea trebuie să aibă aceleași restricții și alea să fie în principal date de distanța socială, nu neapărat de mediul în care te afli. Prețul gigacaloriei ar putea crește de luna viitoare cu 20%, iar dacă nu va fi subvenționat, bucureștenii ar putea scoate din buzunar aproape 100 de lei în plus pentru factura la întreținere. Vestea bună, spune primarul Nicu Șordan, este că primăria va subvenționa în continuare gigacaloria. Peste o săptămână o să avem și prețul stabilit de ANRE pentru producție și prețul pentru transport. În momentul de față, raportul este cam... Deci în momentul de față, dacă socotim fără TVA, e cam 206 producția, 220 transport, deci cam jumătate-jumătate transport-producție. Iar în ceea ce privește prețul este, de data asta cu tot cu TVA, este 164 plătit de bucureșteni și 330 plătit de primărie. Primăria va subvenționa în continuare gigacaloria. Primarul Nicu Șordan spune că între timp au fost făcute reparații, iar problema căldurii în capitală va fi remediată. E drept că nu ne spune și când. Al doilea mesaj o să fie puțin mai bine decât iarna precedentă, pentru că s-au făcut niște lucruri de reparații în acest an. Și al treilea mesaj, să aibă răbdare pe termen lung, pentru că o să rezolvăm problema asta. Astfel, la o creștere de 20%, dacă nu va fi subvenționat, prețul plătit de bucureșteni pe gigacalorie va crește cu aproape 100 de lei, adică de la 164 de lei la circa 264. Discutăm despre aceste scumpiri cu domnul Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Bună dimineața!
Cât ar putea plăti românii mai exact la iarnă? Să luăm drept exemplu un apartament de două camere. Cât va costa întreținerea în luna ianuarie, atât preț cu subvenție, cât și fără? Dar să pic să lămurim niște aspecte, că s-au transmis o serie de informații nereale. Bun. Declarațiile astea politice pe stradă, fără bază reală, nu prea sunt pe placul populației. Gigacaloria o să fie de la 1 noiembrie o 600 de lei. Asta înseamnă cu 400% mai mult, nu cu 20%. Asta înseamnă că în lipsa subvenției care nu se mai poate acorda, asta nu v-a spus domnul primar general, că nu se mai poate acorda pentru că nu mai are bază legală ca primăria să acorde un ajutor sau o subvenție, deci să aibă bază legală. Nu mai există bază legală în acest moment. Deci în acest moment populația este în fața unui dezastru care va însemna o creștere a costurilor cu încălzirea de aproape 400%, atenție, și nu glumesc. Ce s-ar putea face să nu ajungem în această situație? Păi nu știu, asta trebuie să-l întrebăm pe domnul primar general, care ca soluție a dat răbdarea. Dacă răbdarea ține loc de căldură, s-o fac întâi dumnealui și după aia o facem și noi. Soluțiile se discută primăvara, dacă vreți să mă întrebați, nu iarna, în pragul ei. Deci acum putem spune că vom fi nevoiți să plătim aceste facturi umflate și trebuie să acceptăm, pentru că nu se mai poate face nimic. Nu cred eu că o să accepte populația treaba asta. Că ceea ce plătește sau o să plătească populația, de fapt, este un cumul de fraude din ultimii cel puțin 20 de ani. Pentru că prețul nu este un preț real. Chiar dacă o să fie 600, este un preț umflat. Umflat de corupție, de mizerie, de dezastru petrecut în ani. Populația vrea să vadă că cine a făcut-o o și plătește această problemă. Adică să dea căldură necondiționată. Pentru că legea spune la articolul 1 că ei sunt obligați să asigure încălzirea. Punct. Cum o fac e treaba lor. Revenind la prima mea întrebare, cât ar costa întreținerea pentru un apartament de două camere acum în aceste condiții, cu toate aceste detalii pe care le-ați menționat dumneavoastră, cu 600 de lei pe gigacalorie de la 1 noiembrie, la cât s-ar ridica întreținerea pentru un apartament de două camere? Dacă plăteau până acum 250 de lei, de exemplu, va fi ori 4. Adică 1000 de lei. Și câți oameni și-ar permite asemenea facturi? Pentru că vorbim și de persoane care au salariul minim pe economie sau de pensionari. Ce fac acești oameni? Păi ce au făcut și în anii anteriori, că lipsa căldurii nu este de ieri de azi. Au stat în frig. Au tremurat, s-au pus cu spatele pe zidul vecinului dacă avea căldură. Au rămas datori la întreținere. Da. Că ajutoare nu le-a dat nimeni, să știți. Vrăjeala asta cu consumatorul vulnerabil este o vrăjeală iarăși macabră. Da? Există deja cetățeni care întâmpină probleme atunci când vine vorba de achitarea facturilor la întreținere, chiar și acum înainte de furnizarea agentului termic? Da, în momentul de față, înainte de nenorocirea care o să vină, 20-30% din populație are datorii. 2, 3, 4, 5 luni de plata întreținerii. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla după treaba asta. Vor fi 70-80% datornici. Deci dacă vin aceste datorii acum în iarnă peste cele deja avute, în ce situație se va ajunge? Va ajunge la un blocaj? Bucureștiul nu va mai putea fi încălzit? Da, va fi un dezastru, pentru că s-au adunat atât de multe probleme care în iarna asta vor exploda. Nimeni nu spune adevărul deocamdată. Decât noi acum, uitați, în momentul ăsta, dar pe plan politic, public, nu se spune adevărul. Nimeni nu spune că nu se mai poate acorda subvenție pentru că legile și regulile Uniunii Europene nu mai permit. Cât ar trebui să subvenționeze primăria din facturi, astfel încât românii să-și poată permite plata întreținerii? Nu, eu iau invers. Prețul corect al gigacaloriei care ar trebui să fie astăzi, fără corupție, fără subvenție, fără minciună, fără propagandă politică deșentată, este undeva la 150 de lei. Mai mult de atât, nu trebuie să fie în România prețul unei gigacalorii.
Da. Mulțumesc. Asta înseamnă că prețurile trebuie să scadă. Cum o fac treaba lor, cum au făcut-o până acum în dezastru, trebuie să o facă și până acum în bine. Ele trebuie într-adevăr să scadă, însă nu știm dacă acest lucru se va și întâmpla, din păcate. Dom'le, îi obligăm. Îi va obliga și pe ei viața. Pentru că vor ajunge și ei în aceeași situație ca și populația. Că dacă nu încasezi, nu mai trăiești. Punct. Da. Deci la un moment dat trebuie să învățăm, să o luăm de la capăt, pe calea dreaptă și corectă. Nu pe aceeași cale mincinoasă și fără suport real. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal. Domnul Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România, alături de noi a fost. Continuăm jurnalul cu scene de groază petrecute la Constanța. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. O poveste de dragoste s-a încheiat cu o crimă cumplită. Un bărbat și-a ucis amanta cu sânge rece, apoi s-a sinucis. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze. Descoperirea macabră a fost făcută de băiatul femeii când s-a întors de la serviciu. Aflat în stare de șoc, acesta a apelat de urgență la 112 pentru a raporta cele două crime. Polițiștii constanțeni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că și-ar fi găsit mama și pe concubinul acesteia, ambii decedați în locuința femeii din municipiul Constanța. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat cele două persoane. Este vorba despre o femeie în vârstă de 51 de ani și un bărbat în vârstă de 52 de ani, ambii fiind găsiți de cedați, prezentând plăgi tăiate la nivel toracal. Potrivit fiului femeii, cele două victime aveau o relație de mai bine de un an. Bărbatul nu era un împătimit al alcoolului și nici nu avea un comportament violent, a mai declarat tânărul în fața anchetatorilor. Vecinii, dar și rude apropiate sunt audiate pentru ca anchetatorii să-și dea seama ce l-a determinat pe bărbat să recurgă la dubla crimă. Cazul a fost preluat de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, iar în urma necropsiei se va stabili cauza cu exactitate a deceselor. Agresivitatea COVID din ultima vreme face medicii și specialiștii în boli infecțioase să suspecteze că am putea avea de a face în România cu o nouă variantă Delta. Incidența uriașă a infectărilor și rata scăzută de vaccinare creează în România condiții de laborator pentru selectarea unei noi variante din rândul Delta, e de părere cercetătorul Octavian Jurma. Este una din ipotezele teoretice care circulă deja de mai mult timp că la rata aceasta uriașă de infectare pe care avem în România, în combinație cu rata scăzută de vaccinare, creăm așa condiții de laborator pentru selectarea unei noi variante din rândul Delta. Delta a devenit dominantă în întreaga lume și marea majoritate a mutațiilor care se înregistrează acum în baza de date mondiale provin din această variantă. Octavian Jurma spune că în acest moment nu avem o confirmare clară a unei noi variante Delta apărută în țara noastră. Deci în acest moment nu avem o confirmare că există o tulpină, o variantă diferită de Delta. Aceste variante în mare sunt incluse în Delta Plus, numite. De fapt, Delta Plus e un grup de variante de la mutații ale tulpinii Delta. Deci nu avem asemenea confirmare, însă profilul clinic și gravitatea bolii, agresivitatea ei în ultima vreme, face ca medicii infecționiști de la Iași să suspecteze că ar putea fi vorba de o astfel de variantă. Utilizarea certificatului sanitar în actualul context pandemic nu este o măsură discriminatorie, este de părere președintele CNCD. Ceaba Astaloș mai susține că restricțiile în contextul pandemiei trebuiau impuse prin lege încă din vară și nu prin hotărâre de guvern, cum s-a întâmplat zilele trecute. Aceste legi trebuiau adoptate încă din luna iulie-august. Chiar și condiționările impuse prin hotărâre de guvern astăzi, adică utilizarea certificatului verde în locurile pe care le-ați prezentat dumneavoastră, ridică o problemă de legalitate, pentru că orice limitare a drepturilor și libertăților fundamentale potrivit articolului 53 alineatul 1 din Constituție se pot face, citez, numai prin lege. Ori hotărârile de guvern sunt acte administrative. Astalos Ceaba spune că măsura impunerii certificatului verde a fost aprobată și declarată constituțională și în alte state ale Uniunii Europene. Pe fond însă aș vrea să precizez că în
toate statele din Uniunea Europeană în care s-au impus astfel de condiționări de acces în locuri publice sau la servicii, în Horeca sau de altă natură, aceste certificate au fost considerate ca fiind constituționale și nu au fost calificate aceste măsuri de limitare sau de condiționare ca fiind discriminatorii. Șeful CNDC a mai spus că România nu are până acum instrumentul legal adoptat de Parlament pentru a putea reglementa clar, precis și accesibil pentru cetățenii modalitatea de utilizare a certificatului verde, iar Parlamentul ar trebui să vină mai repede cu o astfel de lege. Noi nu avem instrumentul legal adoptat de Parlament pentru a putea reglementa în mod clar, precis și accesibil pentru cetățeni modalitatea de utilizare a certificatului verde și ceea ce trebuie spus nu este împotriva nimănui nicio măsură de acest gen, ci dimpotrivă, este pentru protecția vieții tuturor și în special a celor care nu beneficiază de imunitatea dată de vaccin. Mai multe țări europene au sărit în ajutorul României în confruntarea cu valul 4. Olanda a trimis în România peste 300 de concentratoare de oxigen pentru a face față crizei epidemiologice prin programul Rescue al Comisiei Europene. De asemenea, guvernul Poloniei a anunțat că va trimite ajutoare în țara noastră pentru a doua oară în acest val de infectare. Prima dată ni s-au trimis 200 de concentratoare din Olanda sub protecția civilă europeană și după ce a fost făcută consultarea dacă există în altă parte pentru a fi donat. Acum s-a luat decizia să ne scoatem încă 350 de concentratoare. Deci în total, din stocul Rescue din Olanda, care aparține sau este finanțat total de Comisia Europeană, noi am obținut până acum 550 de concentratoare. După ce România a cerut ajutor la nivel internațional atât pentru medicamente cât și pentru aparatură și cadre medicale, Olanda a trimis mai multe concentratoare de oxigen care vor ajunge în spitalele din capitală. Deja lista de distribuire a lor este făcută, vor pleca la spitale din toată țara. Primele camioane care vor încărca de aici și vor pleca către spitalele din București sunt aici, deci nu vom întârzia în distribuirea lor. Mai așteptăm și alte echipamente care vor sosi din alte state. Totodată, pentru a înlesni efortul țării noastre de a trece prin COVID, România va primi ajutor și din partea Poloniei. Din cauza situației extrem de dificile din România cauzată de COVID-19, după consultări cu președintele Drapelului României Klaus Iohannis și prim-ministrul Florin Câțu, am decis să trimitem o misiune medicală în România. Vaccinul este cel mai bun mod de a lupta împotriva virusului, a scris premierul polonez Mateusz Morawiecki pe Twitter. Este a doua oară când Polonia trimite ajutoare către România. Săptămâna trecută, Varșovia a trimis 50 de concentratoare de oxigen dintr-un total de 200 trimise de Uniunea Europeană către țara noastră. Tot atunci, România a mai primit 15 ventilatoare din Danemarca, 5200 de fiole cu anticorpi monoclonați din Italia și încă 150 de concentratoare de oxigen din diferite state membre UE. Anunțul de ajutor al Varșoviei a venit într-un moment în care și Polonia are parte de o creștere a numărului de infectări cu SARS-CoV-2, însă cu mult sub nivelul României. Cu mai mult de 50% din populație complet vaccinată, Polonia a raportat în ultima săptămână între 3900 și 6300 de cazuri pe zi, precum și câteva zeci de decese zilnic. Prin comparație, România, cu o rată de vaccinare ce trece ușor de 30%, a raportat aproape în fiecare zi peste 10.000 de infectări și sute de decese. Biserica, prin vocea mai multor preoți, promovează imunizarea împotriva SARS-CoV-2. Este și cazul părintelui Vasile Ioana, care, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19 și a fost tratat de medici, a venit în fața altarului și le-a vorbit credincioșilor despre cum pot lupta eficient cu virusul, inclusiv prin vaccinare. Părintele Vasile Ioana a declarat că vaccinarea este un act medical, iar preoții nu au cum să ia locul medicului și să spună credincioșilor ce să facă. Preotul a recomandat fiecărui om să discute cu medicul său și să decidă în cunoștință de cauză. Este greșit să credem că cel care se vaccinează are 666, nu se mai mântuiește, este stigmatizat, este blestemat, sunt niște aberații care au apărut în interiorul bisericii, care trebuie respinse de către noi preoții. Se vor mântui cei care au credință și fapte bune și harul lui Dumnezeu. Adică nu putem să îi ponegrim pe ceilalți.
și cei vaccinați să nu-i desconsidere pe cei care din motive personale aleg asta. De aceea, biserica este locul tuturor, și vaccinat și nevaccinat, și nu venim aici cu certificat verde. Părintele a mai precizat că fiecare trebuie să-și asume decizia, iar cine nu se vaccinează trebuie să-și asume inclusiv riscul de moarte în cazul în care corpul nu poate lupta cu boala. Și cei care vă vaccinați și v-ați dori să vă vaccinați sau vă mai gândiți încă, luați decizia de plin conștienți, și cei care nu vă vaccinați, asumați-vă de plin conștient inclusiv moartea. Acum a venit momentul asumării. Nu te vaccinezi, poți să mori. Sigur că poți să mori și dacă te vaccinezi. Aici fiecare înțelege personal care este pentru fiecare răul cel mai mic. Vasile Ioana s-a îmbolnăvit de COVID-19 și a fost tratat de medicii de la Matei Balș. După vindecare, preotul a venit în fața altarului și le-a spus credincioșilor despre cum pot lupta eficient cu temutul virus, inclusiv prin vaccinare. Protest inedit în Marea Britanie. Peste 60 de activiști de mediu au blocat circulația în centrul Londrei și și-au lipit mâinile de asfalt ca să nu poată fi îndepărtați de polițiști. Detaliem subiectul după pauză. Rămâneți alături de noi! Informații externe acum. Vulcanul din insula spaniolă La Palma a atins cea mai mare intensitate de la începutul erupției până acum. Erupția a fost însoțită și de zeci de cutremure și a fost atât de puternică încât a dus la prăbușirea parțială a craterului. În plus, din vulcan a început să se scurgă și o cantitate mai mare de lavă. Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula La Palma a atins cel mai intens moment de la începutul erupției până acum. Erupția a ajuns la o intensitate suficient de mare încât să ducă la prăbușirea craterului vulcanului. Acest lucru, precum și apariția unor noi fisuri într-o zonă laterală a vulcanului, au dus și la o intensificare a scurgerilor de lavă. Prăbușirea craterului a dus însă și la formarea unei coloane groase de fum. Conform unui studiu din anul 2001, o prăbușire totală a vulcanului Cumbre Vieja ar putea duce la formarea unui tsunami înalt de 25 de metri care ar ajunge până la coasta de est a Statelor Unite. Alte teorii contrazic însă studiul din 2001 și prezic formarea unui tsunami de până în 2 metri. Vulcanul Cumbre Vieja a erupt în urmă cu mai bine de o lună și a fost însoțit și de peste 800 de cutremure. Majoritatea au fost de intensitate mică, cel puternic fiind de 4,9 grade pe scara Richter. Aproximativ 7500 de persoane au fost până acum evacuate, iar 2000 de clădiri, majoritatea lor locuințe, au fost distruse parțial sau total. Un bloc de locuințe cu 5 etaje din Rusia a fost pus la pământ în urma unei explozii. Din primele verificări, deflagrația s-a produs din cauza unei scurgeri de gaze. În urma incidentului, 4 persoane au fost rănite, alte 2 au fost prinse sub dărâmături, iar alte 30 au fost evacuate de urgență. În imagini se poate vedea cum în timp ce acoperișul imobilului este spulberat, iar alte 2 etaje se prăbușesc, luminile din câteva apartamente sunt încă aprinse, semn că oamenii nu au avut timp să reacționeze niciun fel în fața pericolului. Explozia s-a produs în Naberejnie Celnăi din Tatarstan, un orășel situat la 930 de kilometri de Moscova. Deflagrația a distrus mare parte dintr-un bloc de apartamente cu 5 etaje. Autoritățile ruse au fost alertate cu privire la incident și au intervenit de urgență pentru evacuarea locatarilor. Aveți toate răspunsurile de ce mai întrebați. Nu există o flexibilizare a mandatului. Nu știu pe ce întâlnire vorbiți noastră. Dacă exista o flexibilizare, se poate face doar în BPN. Nu a fost niciun BPN până acum, deci rămânem așa cum am stabilit. Dar acum luați în considerare. Nu facem astăzi niciun BPN. În continuare ne uităm la opțiuni, ne gândim și vom continua discuțiile atât cu USR cât și cu ceilalți parlamentari din Parlamentul României pentru a vedea care sunt condițiile în care ar vota un guvern minoritar. Democrații au avansat deja o teorie referitoare la faptul că ar accepta.
ar accepta dacă ar primi anumite ministere, cum ar fi Ministerul Finanțelor sau Ministerul Sănătății, ar accepta să susțină acest guvern din care ar face și parte? Din discuție pe care l-a avut premierul desemnat Nicolae Ciucă cu președintele PSD Marcel Ciolacu, n-a reușit această concluzie. Am văzut că o schimbare de poziție a socialdemocraților. Oficial către noi nu a fost anunțată această poziție, deci nu pot să comentez. Poate că sunt câteva opinii. Dacă ar fi, ați luat în considerare o astfel de variantă? Nu pot să comentez nimic ce nu a fost prezentat, dar în acest moment avem mandat doar pentru guvern minoritar, PNL-UDMR, cu susținerea Parlamentul României. Fac apel din nou pe această cale la responsabilitate și la președinții celor două partide, USR și PSD, să facă ceea ce au spus până acum, că vor să avem un guvern, vor să fie responsabili. Partidul Național Liberal a făcut un pas important. Vreau să vedem care este pasul pe care îl fac și cei de la PSD și cei de la USR. Până acum văd că rămân în aceleași poziții cantonați, în pozițiile de acum câteva săptămâni. Partidul Național Liberal a făcut această mișcare. Așteptăm și de la USR și de la PSD responsabilitate pentru a depăși acest moment. Realist vorbind, credeți că Nicolae Ciucă va strânge o majoritate executivă? Vom discuta cu parlamentarii din Parlamentul României pentru, în afară de cei de la UR, pentru susținerea unui guvern minoritar format din PNL-UDMR minorități. PNL este singurul partid care a reușit să aducă lângă UDMR minoritățile, avem cele mai multe voturi adunate. Până acum USR s-a izolat, azi n-a fost cu nimeni. Cei de la PSD sunt și ei izolați. Deci singura soluție pe care o avem în acest moment în România, poate peste câteva luni de zile să fie altfel, este acest guvern minoritar cu PNL, UDMR, susținut de minorități. Credeți că sunt șanse reale pentru ca Nicolae Ciucă, premierul desemnat, să reușească să strângă această majoritate până la finalul săptămânii? Eu personal și Partidul Național Liberal vom depune toate eforturile pentru a face acest guvern investit, un guvern condus de Nicolae Ciucă. Este nevoie de guvern în acest moment în România și vom vedea care sunt acele puncte care noi, atât cu USR-ul cât și cu cei de la PSD în Parlamentul României, ca să putem să trecem peste această perioadă. Trebuie să mai excludeți în continuare o colaborare cu PSD în guvern, într-un viitor guvern. Aceste discuții nu există. Eu nu știu de unde apar aceste discuții, că ele nu există la nivel oficial. Nu avem cum să discutăm despre ceva ce nu există. Nu există la nivel oficial, dar cum veți proceda în perioada următoare? Noi avem informații că, într-adevăr, se vor debloca aceste negocieri. Nicolae Ciucă a fost mandatat să reia discuțiile cu cei de la USR, cu cei de la PSD. Veți convoca o ședință a partidului astfel încât să-i dați voie să reia negocierile în alți termeni? Nu știu cine a fost mandatat, domnul Ciucă, de care spuneți. Domnul Ciucă... potrivit informațiilor pe care noi le avem. Atunci trebuie să verificați informațiile. Domnul premier desemnat Nicolae Ciucă este membru al Partidului Național Liberal, propus de președinte Partidului Național Liberal pentru această funcție, poate să fie mandatat doar de către Partidul Național Liberal. În acest moment nu există acest mandat. Da, premierul interimar Florin Câțu, doamnelor și domnilor, spune că nu va face astăzi ședință BPN. PNL are mandat în prezent pentru guvern minoritar, spune așadar Florin Câțu, însă așteptăm responsabilitate de la PSD și USR pentru a trece de această criză. Final de oră, doamnelor și domnilor, ne revedem la fix cu date noi, stați aici!